La bună întâlnire, privitorule! Astăzi o poveste, o și vezi, în alb și roșu. Dar n-am plecat la București pentru mare echipă Binamo. A fost mare acum e mică. O echipă mică ce a ajuns mare, dar la Sfântul Gheorghe. Pentru că fie pâinea cât de rea, tot mai bine e cu fotbalul. Hai să dăm la bună întâlnire președintele Consiliului de Administrație echipei OSK, șef și Sfântul Gheorghe, domnul Laszlo Diosinghi. Bine ați venit în poveste, domnul. Mulțumesc mult, mulțumesc pentru invitație. Mi se face o mare plăcere să fiu aici cu dumneavoastră și să discutăm despre fotbal. Și despre pâine. Și despre pâine. Și despre pâine. Uh, greu am ajuns la dumneavoastră. Cred că ar fi cazul să vorbim cu timpul ce este cel mai mare hoț nepedepsit, că nu vă ajung 24 de ore din 24. Ați vrea ca ziua să aibă cam câte ore? 36, minim. 36 minim. Câte ore din cele 36 le dedicați familiei? Din păcate foarte puțin, fiindcă fotbalul îmi ia foarte mult din timp și, și trebuie să dedic puțin timp și afacerii, deci fabricii de pâine sau brutăriei, spunem cum vrem. Și din păcate am foarte puțin liber pentru familie, pentru mine, nici atât. Deci 36 minus foarte puțin, și tot nu ajung gorele. Da, din păcate, după un timp, omul simte că parcă ziua cu 24 de ore par. Acum simt, când am fost copil, simțeam 12 ore, cum simt acum 24 de ore, dar asta este cu vârsta, nu sunt singurul care simte așa. Haideți să mergem la început, dăm răsfăim puțin povestea chiar la început și vă întreb simplu, cine este Laslo Biosenge? Este o bună întrebare. Este, la o deosebit în momentul de față, ce a fost și acum 20, 30, 40 de ani. Sunt foarte mândru fiindcă am reușit să, să rămân aceiași om care am fost acum 20 de ani sau 30 de ani, fiindcă am fost crescut într-o familie nu prea înstărită, am fost o familie normală și... Asta contează foarte mult, fiindcă am început de la zero în 96 cu afacerile, și n-am uitat nici momentul de față de unde am început, și chiar mi se face o mare plăcere să. Dar duceți-mă acolo acasă la tata brutar, da. mama dactilografă. Exact. Și luați cel mic. Atunci era ce... el acolo, e... că. Era un visător, ca și acum. Deci sunteți un copil și astăzi. Așa, așa consider câteodată, da, un copil mai mare, puțin. că. Fiindcă când am fost copil, am fost foarte mult timp singurul copil a familiei, după ce am plâns foarte mult că de ce nu am eu un frate. După 10 ani s-a îndeplinit primul vis și acum am și un frate cu 10 ani mai mic decât mine. Și pot să spun că deja în copilărie am început să visez și din Șapte ani Cred că când am împlinit șapte ani am fost la primul meci de fotbal. Îmi amintesc și acum ca și cum ar fi acum două zile. Am jucat echipa din Sfântul Gheorghe, atunci se numea tot OSK, numai că OSC cu K, cu K în spate și am bătut pe Minerul Baraolt cu 6-0. Asta a fost primul meu uh, impact cu fotbalul. Am avut 8 ani, nu 7, fiindcă a fost în uh, 78-79. în Deci în 78-79. Atunci a și promovat echipa din Sfântul George în Liga a Și atunci mi-ați răpit uh, curiozitatea unde v-ați întâlnit cu sportul, cine, dacă tata Brutar, mama de atilografă, era singur, fratele încă nu venise. Dar chiar un sfat, să nu vă mai bucurați așa mult la meciuri, începeți să plângeți că poate Atingeți titlul. Dacă ați plâns că nu aveți un frate, iată că a venit. Nu vă mai bucurați atunci. Din păcate, sentimentele unui om nu se poate controla și eu, și în momentul de față, simt o bucurie enormă când câștigăm sau când marcăm goluri. Și chiar dacă câteodată vi se pare o bucurie exagerată, eu. Îmi îmi dau ceea ce sunt și nu, nu mă prefac ca să, să, stau așa și să spun că gata, că uh, sunt pe mine uh, televiziunile sau ochii... Păi de ce nici nu sunteți un client al televiziunilor pentru că nu sunteți un personaj de cancan? -can? Tocmai asta e. Eu întotdeauna am fost un om simplu, Vreau să fiu și eu. Acum știu că nu mai este așa și e dificil. E dificil, n-ai cum, să, -ai cum să, să rămâi în afară, dar încerc să fiu cât mai puțin în centrul atenției, fiindcă în orele când aș fi pe micul ecran, cum se spune, e mai bine să stau lângă echipă sau lângă afacere, fiindcă chiar, chiar cel mai important e ca cei 11 jucători când intră pe teren, să știu că lucrurile sunt făcute bine. Dar vreau să mai stau puțin în copilărie, în primii cei șapte ani de acasă. Cum erați acolo, la mama și la tata? Da, eram, eram un copil, pot să spun... Totuși ascultător, deci nu Totuși... Păi eram... da, băi, fiecare copil. Deci mi-aduc aminte și eu că și eu făceam niște chestii la când aveam 5, 6, 7 ani, dar, dar destul de ascultător. Deci nu, nu eram un rebel, chiar dacă, dacă când aveam deja 10 ani... Venea, venea Rocul și eu eram un, un rocker, un Raid, și uh, ascultam muzică heavy metal și așa mai departe, dar uh, pot să spun că am fost un copil ascultător și n-au avut prea multe uh, probleme cu mine, în afară faptului că și în momentul de față și atunci uh, sunt un om cu mâncare, avem probleme, fiindcă mănânc foarte puține uh, lucruri. Uh, nu pot să spun că sunt un gurman, fiindcă nu mănânc legume absolut deloc. Știu că este o ciudățenie. Eu mănânc carne cu carne, pâine cu pâine și cartofi păi, cu cartofi. Sunteți maghiar sau sârb? Uh, nu sunt sârb, sunt maghiar. <laughs> sunt maghiar secui și e și normal să mănânc pâine cu uh, cartofi și să mănânc carne. Și, dar, uh, din păcate, legumele în viața mea n-au găsit rostul. Chiar nu sunteți curios ce gust are un castravete? Când am fost copil o singură dată, am fost forțat de mama și, și asta e cu fotbalul. În 80 și ceva, jucam la Ceaclăul Piatra Neamț. Eram în Liga a doua, echipa din Sfântul George și vroiam să mă duc și eu la meci ca suporter. Și a zis, mama, dacă mănânci un castravete, atunci ar te lăsăm să, să te duci. Am luat, crezut, o pâine, am, luat o, o, am luat o pâine întreagă, am rupt castraveții, cu, am tăiat cu cuțitul în bucați așa de mici, am băgat în pâine și am mâncat pâinea în așa fel încât nici n-am... S-a dus cu totul pâinea cu castravete și peste o jumătate de oră m-am simțit foarte rău și de atunci a zis mama, niciodată nu te oblic să mănânci nimic. Ceea ce tu spui că îți place, mănâncă, ceea ce nu, nu te oblic. Deci legumele... Nu mănânc legume. Cel mai mare dușman nu e adversarul... Nu și ce e eu, eu, eu fug dacă, dacă, e bine. dacă cineva mănâncă sarmale lângă mine. Nu pot să spun că acum fug, că totuși am o vârstă, dar sigur nu o să mă uit pe partea aia și nu o să miros. -mi e clar. Vreau să-mi spuneți dacă vă reamintiți de un dar primit de la mama și de la tata, ce vă încarcă și astăzi. Am primit foarte multe cadouri, dar, dar nu-mi am amintesc sincer de nimic așa special. Deci toate cadourile au, făcut, au fost făcute din inimă și uh, eu n-am simțit lipsă nimic când am fost copil. Cadourile cele mai mari în era respectivă era când tata sau mama mergea la Covasna. Era un singur hotel unde se, se putea cumpăra Pepsi-Cola și venea, venea acasă cu Pepsi-Cola Aici nu găseai un oraș, știm foarte păi bine nu ce, da, ce, vremuri, ce vremuri trăiam și era un hotel de patru stele în Covasna unde se găsea, normal că la un preț piperat, dar mai aducea câteodată 3-4 cola sau când găsea banane. A, deci... E, când eram copil știam că bananele sunt doar de Crăciun. Da. Ați crescut, da. ați preluat afacerea de la tata, brutăria, da. Și ați început brutăria, ne uitând de dragostea mare ce se ascunde în spatele da. unei sfere, fotbalul. Ce echipe erau? Erau Oltu Sfântul Gheorghe atunci? Erau foarte multe echipe. Foarte multe echipe. Erați nostalgic și în. Acum intrăm în chestiile mai profunde. În 2011. Pe unde v-ați plimbat în 2011? Ce fior v-a atins? A fost emoție, dorință. Obligație. Nu, nu, nu. nu. Deci, în... să vă întâlniți cu David. Nu, David, prietenul meu. Era din copilărie, nu? Da, era din copilărie, nu chiar din copilărie. Hai să spunem, în 2004 m-am mutat eu în casa mea, și în 2007 cred că a venit. Era un teren de vânzare lângă mine, era singura casa mea în zona respectivă și când am văzut cine e, a vrut să cumpere de la cineva și am zis, cumpără că o să fim vecini și de acolo a început prietenia, dar ne cunoașteam normal că sunt George nu e un oraș mare și din vedere ne cunoșteam, dar numai atât când am fost copil. Și în 2004 am fost operat cu hernie de disc la Brașov și de atunci a, a trebuit să las mai puțin fotbalul de jucat, că am jucat fotbal în Liga a, -a. Și în 2011, din păcate, am început să Mă doare și în partea cealaltă, tot cu hernie de disc. Este un proverb în, în spitale că dacă odată ai fost operat cu hernie de disc, vine și a doua și a treia. Eu mă rog la Dumnezeu că doua a venit, dar trei să nu mai vine. Și în 2011, în mai, am fost operat în Ungaria. M-am dus cu ambulanța până în Ungaria, la Seged, dar între timp, cât am stat două luni de zile în pat, mi-a venit ideea că acum deja aveam brutăria de de 9 ani și simțeam în mine o dorință să fac ceva pentru comunitatea din Sfântul George, pentru, pentru iubitorii de fotbal din Sfântul George și am spus lui prietenului meu că i-a venit o idee, hai să înființăm o echipă. În 2011 a fost un pas mic, v-ați gândit vreodată unde o să ajungeți în 2023? Sau ați gândit, domnule, e o chestie emoțională, nu este, îmi doresc, a fost și vizionar în acel moment a pentru fost... că nu era așa de bogat din murutăria aia nu, să nu nu. Nu, 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 nici nu se La discute. nivelul Liga 4, da. Nu, Dar... Deci eu am spus că visul meu este să atrag lângă mine cât mai mulți sponsori, normal când ajungem la o anumită ligă, că noi am început din Liga 5, a, din 5. ultima ligă. A. Și am zis că visul meu este să ajungem în Liga a doua, unde a fost Sfântul de, ori de foarte mulți ani și să rămânem în Liga a ii minimum 2 ani. Ca să aducem bucurie suporterilor care n au mai văzut fotbal de Liga a doua de 11, 12, 15 ani Nici nu mai amintesc, când. în 89 a fost parcă ultima dată când am fost în Liga a doua Deci asta a fost ideea, așa am pornit Am zis lui David, înființăm un club Am mai avut încă doi prieteni, că am înființat o asociație Și e normal că asociația se înființează minimum trei înși Așa am înființat noi patru asociații. Am zis că vrem să facem ceva inedit și ceva care, cu care ajungem în Liga a doua, și din start am zis noi vrem să facem altceva, noi nu vrem să vedem mișmașul și așa mai departe, noi vrem să fie totul transparent și am pornit în ideea asta și aproape în fiecare an am reușit să promovăm, fiindcă eu cred că am fost un club și suntem și în momentul de față care are credibilitatea și asta înseamnă foarte mult în fotbalul românesc. Am și văzut pe site foarte multe documente și fiscale ce apar, cam printre puținele cluburi din România, ce-am văzut. Dar mă întorc la... Am găsit o declarație de-a tatălui dumneavoastră. Fiule, dacă vrei să fii un om respectat, niciodată să nu intri în politică. Da. da. Știți destul de bine că astăzi... Foarte multe discuții apar în spectru politic, prin intermediul dumneavoastră, la echipa Șep și Oseca Sfântul Gheorghe. Da, dar. Uh... Relaționarea română-maghiară pare că a distrus un confort a unuia sau altuia. Tot în acest sens, președintele Rapidului sau finanțatorul Rapidului a avut câteva declarații hai să spun ușor în ghilimele negative, dar după o lămurire s-a reașezat pe chestii normale. Da. Atunci eu vin și vă întreb, de ce această destabilizare sau aceste lovituri de ciocan în momentul în care se încearcă ceva? Pentru că nu pozăm acum fiecare în perfecțiune, că dacă ar fi perfecțiunea, e idealismul și am fi la biserică, nu am fi pe un stadion, unde unul cântă, altul altceva. Și atunci, plecând de la cuvintele tatălui dumneavoastră, fiule, nu te apropia niciodată de politică, el bănuit că a văzut ceva și înainte de 1990, și după 1990. Vă spun cum a fost la el. Este o poveste foarte interesantă. El a zis asta cam în 90, deci încă, încă, nu știa ce o să se întâmplă mai departe, dar el în 85 sau 86 a făcut o școală de maestru la București. Și din cauza că atunci, înainte de 89, n-a intrat în Partidul Comunist, n-a primit postul de director a fabricii de pâine din Sfântul George, ci a rămas un, un maestru șef, să spunem aveam un salariu secui, de... să membrii de partid, haide să fiți. Deci, avea un salariu Atum, de 2000 de lei. Atunci, îmi atunci, și da, asta e. El a spus întotdeauna că el nu, el, nu o să intre niciodată în Partidul Comunist, orice se întâmplă. Și din cauza asta a pierdut postul de director și un alt Om a primit postul director care habar n-avea între ghilimele de brutărie și așa mai departe Și din cauza asta a fost foarte dezamăgit și atunci a zis în 90 când deja a văzut că s-a schimbat sistemul El a așteptat să se schimbe sistemul foarte mult, mi-a zis din 87 Că o să vină timpul când nu o să mai fie și o să, o să fie un alt trai Când o să avem pâine și o să avem, avem salan în magazine și așa mai departe și s-a adeverit foarte repede. Și, dar pot să spun că el de aceea a spus să nu intri niciodată în politică, fiindcă el a avut experiența negativă din viața lui și care a afectat și până în momentul de față și acum când mai vorbesc de, odată, de când el câteodată. Trebuie să spun câteodată, trebuia să vorbesc zilnic cu el foarte mult, fiindcă are o vârstă, dar timpul nu-mi permite. Dar măcar în două, în două zile mă duc la el pentru 10, 15, 20 de minute. Și când discut cu el, văd în ochii lui tristețea că nu vrea el să fie un mare șef, dar vedea nedreptatea și e genul care, care chiar e un om care vrea în întotdeauna nedreptatea să nedreptatea aceasta credeți că s-a întins în acești 30 de ani sau a dispărut? Eu nu cred că a dispărut în totalitate, dar s-a schimbat foarte multe lucruri. De schimbat uh... sunt de acord cu dumneavoastră. Nu a dispărut din păcate, fiindcă credeți că nu acceptăm noi meritocrația sau ne e teamă de ea? Sau de favoruri, unele favoruri. Nu știu, deci. Devenim și ușor lași pentru un favor? Câteodată, da, putem să spunem că da, există și chestia asta, fiindcă noi n-am simțit, simțit democrația numai în 90, dar știm foarte bine ce s-a întâmplat în 90. Eu am avut deja 18 ani și mi-amintesc și acum ce s-a întâmplat la București în iunie, parcă. Și parcă pot să spun că. Parcă și atunci, de atunci, uh, s-au schimbat multe, dar, dar am rămas. Nu profund noi. Da, noi cu, cu idei învechite și aici când spun de noi, mă refer la toată societatea din România. Lipsește curajul societății pentru a intra în normalitate sau e vorba românului dacă jet o get-o, -jet și chiar și a maghiarului? Lasă-mă că merge și așa. Uh, eu cred că al doilea este. este uh, deci este cel mai cel Și atunci mai există adevărat. vreo șansă în societate să mergem spre normalitate, adică să vin pe stadion la și să nu aud scandări naționaliste, înjurături, sau dumneavoastră să mergeți pe un stadion, unde ați fost în caz, la Craiova, să nu auziți, avem vreo șansă. Pentru că nimeni nu e perfect. Po da. să existe un suporter nebun. Da, dar... Părerea mea personală, totul ar trebui, totul ar trebui tras, ca și iarba, și încep, început, un nou început. Dar știți destul de bine că a fost un moment, hai să spunem, zero, în care să dea iarba la o parte, s-au întâlnit președinții de club și știți că s-a încheiat cu dosarul arestărilor. Da, acolo... <laughs> deci deja, dacă deja... Întâlniți din nou, da, am, am, care am auzit... care o să fie cei arestați? Nu știu, deci... O să fie... Lazlo Diosing arestat, o să fie al președinte de club arestat. În anii respectivi, sincer, atunci eu nu eram încă în fotbal. Nu, dar a fost un moment zvelt da, care vorbiți dumneavoastră. Sau eram în fotbal, dar eram în ligile inferioare, dar știu foarte bine. Eu cred că statul ar trebui în primul rând să-i acordă mai mare atenție sportului. Și nu vorbesc de fotbal, ca să nu spune cineva că acum vorbesc de fotbal, fiindcă noi avem o echipă de păi fotbal. să cum nu. acorde statul mai mult păi să acorde mai că mult. desfințează Ministerul Sportului? Dar nu este un lucru, nu este un lucru normal, după părerea mea. Și asta trebuie să spunem... Haideți să desfințe și Ministerul Culturii. Da, da. Sportul, învățământul, educația, cred că sunt prioritare pentru o nație. Tofie. Indiferent de etnie de religie. Ele produc, pentru că dumneavoastră așa semișugubăți, uh, ați răspuns destul de diplomat uh, înainte de finala Cupei României cu Universitatea Cluj, când se striga afară, afară, cu din țară, da, vrem afară din țară să jucați în Europa. E evident, contează acest lucru. Să te bați cu cei puternici. Și exact ce faceți dumneavoastră să fie vizibil. Pentru că dacă nu e vizibil, deja e suspiciune. Să Și atunci, de unde apar suspiciunile acestea? Pentru că sunteți la mâna statului maghiar, prin premierul Victor Orban, a fost prezent la meciuri. Investiția admirabilă ce e aici, la Sfântul Gheorghe, stadionul, este a statului maghiar. Nu este, aici vă spun foarte repede. Investiția este, dar deja, deja nu mai este a lor. Nu mai investiția e a lor, dar beneficiem noi toți, indiferent de. Și atunci etniți. vorbim de lipsă de educație, de curaj pentru a accepta unele lucruri. Da, eu așa consider că noi încă, încă nu, nu suntem pe înălțime, ca să vedem ce se întâmplă și în alte state. Chiar dacă sunt peste 5 milioane de români care deja, din păcate, și să spunem, din păcate trăiesc în străinătate, dar încă este. Este, este o... Nu știu cum să spun... Încă este un grup, dar, hai să nu spun un grup, dar încă sunt uh, oameni care -au, nu beneficiază de, de școală, de învățământ, să spun așa, și ei sunt, sunt cu idei uh, vechi care spune că dacă e maghiar, atunci a, a doua zi are în gând să ia Transilvania, știm foarte bine, sau să facă nu știu ce nebuni. Și din, din cauza că uh, și în politică uh, nu toată lumea trage la fel. Bine, asta este un lucru bun, că altfel uh, nici așa nu mergea. Dar, dar uh, ar trebui educați oamenii care, care n-au primit educație. Și trebuie să înțelegem și pe ei. Dar, dar undeva noi suntem răspunzători. Domnul Iosighi, ministrul învățământului a fost acuzat de plagiat. Știu, știu tot așa. Deci ce povestim aici? Păi, dar atunci să punem un ministru care, care nu este acuzat de acest lucru. Ministrul învățământului acuzat de plagiat. Deci asta e mai grav decât un profesor ce copiază la un examen de titularizare. Din păcate, sunt multe lucruri care ar trebui schimbate, dar, în primul rând, ar trebui să fie voință. Asta e părerea mea personală. Să fie voință în întreaga țară ca să se schimbe ceva și să schimbe în bine și eu cred că în 2023 nici nu ar trebui să discutăm uh, despre oameni uh, ce culoare au sau ce limbă vorbesc, în niciun caz. Da, dar acești oameni, de exemplu, Galeria Universității Craiova, aici a fost evacuată. La prima cupă ce ați câștigat cu voluntari, în momentul intonării imnului, un grup de suporteri s-a întors cu spatele și atunci, în aceste două chestii grave, grave, ambe. grave, grave, de ambele părți, ele fac parte dintr-un întreg. Aceste părți nu sunt venite din altă parte. Sunt de aici, din România. Cu educație din România, cu absolut, cu părinți din România. Deci nu, nu, nu sunt din alte firme. Din păcate, trebuie aici să vă contrazic că la Galeria 18, de la și se poate citi și, uh, și inscripțiile la câțiva, au fost 18 inși. Deci este, este o fotografie, se poate vedea oriunde, eu am, am numărat, au fost 18 inși în negru. Eu mă refer la atitudine. Știu, atitudinea nu, este... Nu discutăm. Eu în un 10 secunde am spus și am, am dezis în totalitate. Și atunci, de ce este atât de complicat în lumea când legea e foarte clară? Se interzic. Așa ar trebui. Dar se interzic S foarte multe. Când dar... să deveniți organizator și principalul responsabil, dacă se întâmpla ceva la meciul cu Universitatea Craiova? Știu. Cine răspundea? Noi răspundem.